informații devin și publice. Deci orice cetățean, orice firmă, orice contribuabil poate să știe modul cum sunt repartizate fondurile și modul cum se cheltuie fondurile de către o administrație publică, centrală sau locală. Și această transparență permite și transmiterea unor informații legate de eficiența cheltuirii banului public, dar ar trebui să permită și înlăturarea unor riscuri de fraudă sau de corupție, pentru că va deveni mult mai transparent pe ce se cheltuie banii și cât costă o investiție sau altă.